Bună seara, vă spun din nou la o nouă emisiune Teologia în Actualitate. În seara aceasta avem un prilej special. Să vorbim de 100 de ani. 100 de ani de istorie. 100 de ani de istorie pentecostală în România. Și invitat în studioul nostru este domnul Dragoș Ștefănică, lector universitar la Institutul Teologic Pentecostal. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Nu știu sigur dacă exprimarea 100 de ani de istorie pentecostală este chiar foarte corectă, dar știu că numărul 100 este acolo, așa că ar vrea să ne explicați puțin ce înseamnă de fapt cuvântul pentecostal. Da, termenul pentecostal vine dintr-un cuvânt grecesc care s-ar traduce prin cincizecime, iar mișcarea pentecostală a apărut la începutul secolului 20, ca o mișcare de trezire spirituală în Statele Unite, de unde apoi s-a răspândit cu repeziciune și peste ocean și apoi a cuprins întreaga lume. Așadar, pentecostal este credinciosul evanghelic, da, cel care are convingeri evanghelice, teologice, dar care în plus pune un accent deosebit pe experiența botezului cu Duhul Sfânt, poate la un moment dat vorbim și despre cum înțelegem noi acest concept, și apoi în manifestarea darurilor spirituale ale Duhului Sfânt, pe care noi le considerăm valabile și astăzi. Deci, pentecostal vine de la Pentecoste, care înseamnă cineva care a experimentat cincizecimea personală, haideți să-i spunem așa. Ați vorbit și să celebrează în aceste zile 100 de ani. Aș vrea să ne spuneți puțin despre începuturile mișcării pentecostale în România, cum s-a stabilit data înființării, ce înseamnă de fapt, istoric vorbind, 100 de ani. Sigur, există un centenar, spuneați la început că e vorba despre 100 de ani, dar nu prea. Există 100 de ani, se împlinesc 100 de ani, s-au împlinit de fapt pe 10 septembrie anul acesta, 100 de ani de la înființarea primei biserici pentecostale din România. Asta se întâmpla în 1922 la Păuliș, județul Arad. Așadar, sunt 100 de ani de la înființarea primei biserici, însă mișcarea ca atare e prezentă pe teritoriul a ceea ce avem astăzi România încă din anii precedenți, probabil undeva 1914, 16, 18, aici mai sunt dezbateri între istorici, se mai lămuresc, știu eu, lucrurile în direcția asta, dar cert este că avem credincioși pentecostali și cum definim un credincios pentecostal, nu atât doctrinar, pentru că încă nu știau să-și asume o doctrină pentecostală așa cum o avem astăzi, de exemplu, asta a venit în timp, cât mai degrabă un credincios care a experimentat sau a avut experiențe de factură pentecostală. Așadar, aceștia existau înainte de 10 septembrie 1922, dar prima biserică ce s-a și numit pentecostală atunci a apărut la Arad, la Păuliș, cum spuneam. Deci, cumva, este puțin mai devreme decât mai devreme, anul da. 1922, da. 1914 sau... 16, 18, în general, dacă ar fi să vorbim despre... Pentru că trebuie spus că această credință pentecostală a pătruns în trei zone diferite ale țării, oarecum concomitent și în mod independent una de cealaltă. În zona Bucovinei se pare că... această credință a fost adusă de către ostașii care se întorceau de pe front după primul război mondial. Ei s-au întâlnit cu alți credincioși pentecostali și în urma acestei întâlniri au căpătat sau au primit convingeri pentecostale. Au format mici grupuri, de casă le-am numit noi acum, însă nu s-au numit pentecostali, poate vom vedea mai târziu, nu cunoșteau termenul, s-au numit apostolici sau altfel. La un moment dat s-au unit cu alții despre care credeau că au aceeași credință și au căzut în brațele creștinilor, studenților în Biblie, adică cei care aveau să devină martorile Hova mai târziu, tocmai pentru că ei căutau pe cineva care să fie diferiți, da, de ortodox și care să aibă convingeri similare. După ceva timp și-au dat seama că martorii lui Hova nu erau ceea ce căutau ei și s-au despărțit ulterior. Așadar, avem din 1918 cei mai mulți. Dar există și o istorie cu 1914. Poate la un moment dat o putem aminti. Ați amintit de înființarea bisericii la Păuliș, prima biserică, adică oficializarea, de fapt, acestor experiențe, cum le-ați numit,
de factură penticostală cunoscute în lumea internațională, mondială, ca și experiențe de natură penticostală, la Păuliți s-a început Biserica Penticostală. Cine a fost fondatorul acelei biserici? Bun, noi credem că fondatorul este Hristos al bisericii, da, dar persoanele umană reprezentative, da, pentru... Totul a început cu o familie de credincioși baptiști. Și soția mea, care provine din mediul baptist, mereu mi-a spus că noi v-am dat primii membri. Dar lucrurile au stat așa, se pare. Deci ei erau slujitori chiar în biserica de acolo, din Păuliș. Și Persida Bradin, e vorba de soții Gheorghe și Persida Bradin. Persida Bradin a avut două boli cronice, a suferit foarte mult, printre altele și de tuberculoză, și la un moment dat era aproape la un pas de moarte. Ei au auzit despre posibilitatea vindecării divine miraculoase de la un concetățean de-al lor, plecat în Statele Unite. S-au interesat mai mult de această chestiune și, în urma vindecării miraculoase a surorii Persida, ei au decis să devină penticostal, să îmbrățișeze această credință pe care ei au experimentat-o, să zic așa, la firul ierbii. În urmare, pe 10 septembrie s-au adunat la ei acasă, nu aveau o clădire a lor închiriată sau cumpărată pentru așa ceva, erau singurii membri ai bisericii. Inițial, biserica pe care Gheorghe Bradin o slujea, de fapt, Biserica Baptistă, a sesizat absența lui Gheorghe Bradin, dar credincioșii de acolo s-au gândit că poate Gheorghe e plecat la părinții lui, în localitatea de lângă, mai făcea lucrul ăsta, îi mai ajuta. Nu și-au pus problema, dar când a lipsit cea a doua duminică, au început să-și pună semne de întrebare, l-au căutat, el le-a explicat ce s-a întâmplat cu el și, în felul acesta, imediat s-a închegat un mic grup, au făcut și un mic cor, și așa mai departe. Deci cu acești doi tineri, aveau 27 de ani, cred, atunci când au îmbrățișat credința penticostală, cu ei a început prima biserică. E interesant cum decurgeau programele într-o biserică formată dintr-o familie. Povestea Gheorghe Bradin mai târziu că cântau împreună, bineînțeles, fratele Gheorghe Bradin predica nu putea să lipsească, iar rugăciunea se făcea pe rând și făcea fiecare câte 7 rugăciuni, ca rugăciunea lui Ilie din vechime, care s-a rugat pentru ploaie. Se rugau alternativ câte 7 rugăciuni, cam așa arăta un serviciu religios la început. De acolo, de la Păuliș, s-a răspândit în toată țara, presupun. Cum a fost cu evoluția mișcării penticostale în România din 1922, an oficial, adoptat ca și an oficial. Dată convențională, să spunem. Da. Cum spuneam, au apărut, ele sunt numite uneori focare de trezire spirituală, nu-mi place termenul, dar oarecum el surprinde ce s-a întâmplat, pentru că penticostalismul este o mișcare, în primul rând, bazată, care are la bază experiență foarte mult și, bineînțeles, și doctrină. Și cum spuneam, au apărut și în Bucovina, după primul război mondial, astfel de grupuri. Ele nu au luat legătura cu cele din Arad, nu au avut legătură unii cu alții, însă prin anul 1929, atunci când un misionar care se identifica acum ca fiind penticostal a mers și le-a vorbit despre credința penticostală, ei și-au dat seama că de fapt au aceeași credință, o împărtășesc, astfel încât deodată, peste noapte, putem spune, s-au înființat nenumărate biserici în toată Bucovina, iar prin anii 30 deja era o comunitate regională, cum am numit-o noi astăzi, deci o entitate supra-bisericească. Asta arată că erau foarte mulți credincioși în zonă, numai că nu se numeau așa, ci mai degrabă erau apostolici sau, știu eu, se identificau cu alte grupări creștine. Și în zona media, și prin anul 1919, au apărut, să zic, cazuri de penticostali printre etnicii sași. Deci a venit pe filieră germană săsească, deci nu au avut acești credincioși, chiar dacă unii dintre ei erau români, etnici români, țineau de comunitatea săsească. Și iarăși, nici ei n-au avut legătură cu Aradul. Dar este foarte interesant că în anii între 24-29 au fost înaintate niște cereri de recunoaștere legală. Cine a învățat pe români să facă asta? Un român emigrat în state, care era penticostal, Pavel Budean, pe numele lui. El a și redactat o mărturisire de credință, au înaintat aceste cereri către Ministerul Cultelor, dar Ministerul Cultelor a dat un răspuns negativ.
Răspunsul a fost negativ, ei n-au fost recunoscuți legal, însă pentru că a apărut această știre în ziar, oamenii au fost foarte interesați despre ce penticostal, ce e cu această nouă credință. Uh-huh. Și au început să curgă scrisorile, corespondența, oamenii veneau și efectiv, în felul acesta, putem spune că datorită acestor eșecuri într-un fel, dar ele au contribuit în cele din urmă la răspândirea mișcării penticostale cu destul de mare rapiditate. Se cunoaște din punct de vedere istoric care au fost, să zic așa, motivele pentru care statul român nu a recunoscut mișcarea penticostală? Era destul de greu în perioada respectivă, vorbim de anii 20, da? 20 până în 30, până la instaurarea dictaturii de mai târziu, când pentru toți evanghelicii din România a fost foarte greu și au existat multe persecuții, însă era foarte greu să fie recunoscut ca o nouă grupare religioasă. Inițial s-a dat un răspuns destul de ambigu, erau tolerați într-un fel, dar nu erau cunoscuți și, din păcate, trebuie să spunem că aici un factor foarte important în persecutarea și în respingerea cererilor, să zic, înaintate de credincioși și penticostali, probabil a avut Biserica Ortodoxă, chiar dacă nu numai decât într-o formă organizată, dar la nivel local preoții au luptat destul de mult, episcopii, în anumite cazuri, cum ar fi episcopul de la Arad, au luptat împotriva noii credințe, cu siguranță s-au făcut presiuni și atunci existau mari suspiciuni legate în principal de posibilă infiltrarea unor idei politice străine. La un moment dat, penticostalii erau identificați cu bolșevicii, de exemplu. S-a spus despre ei că ar fi bolșevici și din cauza aceasta trebuie să rămână în afara legii. Mai târziu, în timpul comunismului, erau acuzați că fac jocul americanilor. Deci, într-un fel sau altul, au fost persecutați. O altă chestiune, acum, ca să fac un fel de mea culpa istorică, nici acea mărturisire de credință care a fost înaintată ministerului nu arăta prea bine. A fost o traducere calchiată după engleză, destul de prost, cel puțin la treime, dacă ar fi să nu rețin acum exact formularea, dar suna destul de prost, adică niciun penticostal nu s-ar identifica cu acele formulări. În sine nu erau eretice, dar ca formulare erau toate foarte străine de, cel puțin de limbajul teologic de-al nostru, da? Limbajul răsăritan, ortodox răsăritan. Prin urmare, suna foarte ciudat și probabil că și asta a contribuit la respingere. Dar, cum spuneam, climatul politic a fost cel care a contribuit decisiv la respingerea acestor cereri de recunoaștere legală. Anul recunoaștere cultului penticostal, da, este anul 1950. Și aici este iarăși un fel de ironie așa a istoriei, în sensul că regimul care a recunoscut oficial cultul penticostal a fost regimul comunist. Care regim comunist nu a vrut să-și arate astfel bunăvoința față de acești cetățeni care se identificau cu noua credință, ci mai degrabă regimul a încercat să grupeze cele trei grupări, pentru că trebuie spus aici, existau trei grupări diferite la vremea respectivă, după al doilea război mondial s-au cristalizat trei grupuri. Și scopul regimului a fost să-i adune pe toți la un loc, să-i unească cu forța, ei nu prea au vrut să se unească de bunăvoie, aveau mici diferențe doctrinare între ei, dar în comun aveau experiența asta penticostală. Și astfel, în noiembrie 1950, printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale, da, cultul penticostal a fost recunoscut alături de celelalte culte creștine. Există un specific doctrinar și vreau să spun celor care ne urmăresc că v-am invitat pentru că sunteți editor a unei monografii a cultului penticostal din România și poate ne spuneți și despre această lucrare. Și aș vrea să ne spuneți puțin despre lucrarea aceasta care ați editat-o, coordonat-o împreună cu rectorul Brie. Și după aceea să discutăm puțin și despre spiritualitatea penticostală. Da, această carte a apărut ca o nevoie. Acum oportunitatea s-a evit odată cu celebrarea centenarului, însă nu exista o lucrare monografică de acest fel până acum în cultul creștin penticostal. Un fel de carte de vizită, să-i spunem, pentru oricine ar avea întrebări cu privire la cine sunt penticostalii, ce cred, care este istoria lor, cum sunt organizați, da, ce știu, lucrări desfășoară ei astăzi în România și în diaspora. În urmare, această idee a publicării unui astfel de volum a aparținut conducerii cultului de data asta creștin-penticostal.
Și a fost încredințată editarea nouă celor doi colegi pe care i-ați amintit de la Institutul Teologic Pentecostal, editura Pleroma, care este editura Institutului și Institutul fiind parte a cultului. În felul acesta s-a ajuns aici. Lucrarea a apărut destul de recent, a fost scoasă de la tipar, are aproape 900 de pagini, conține și poze pentru cine e interesat. Și cum spuneam, volumul cuprinde un istoric al cultului, elemente de spiritualitate penticostală, chestiuni de identitate doctrinară, dacă o pot numi așa, prezentarea la ziua cultului, cea mai mare secțiune este dedicată bisericilor, da, care au binevoit să trimită niște chestionare, apar în această carte, apoi structurile de conducere, instituții, organizații care țin de cultul penticostal, relațiile cultului cu alte organizații creștine. Deci sunt 10 capitole pline în carte. Legat de spiritualitatea penticostală românească, ce ne puteți spune despre acest aspect în mișcarea penticostală? Da, există un specific penticostal în ceea ce privește spiritualitatea, care diferențiază mișcarea penticostală de alte denominațiuni evanghelice. La nivel doctrinar însă, cum spuneam, noi suntem evanghelici, ne identificăm pe deplin cu învățătura evanghelică mai largă, asta ne face să avem și legături foarte bune cu celelalte culte evanghelice. Însă specificul ține de zona pneumatologiei, mi era de așteptat, a doctrinei despre Duhul Sfânt, despre persoana Duhului Sfânt, aici credem cu toții la fel. Chestiunile care țin mai degrabă de practică, astea ne separă. Și cum spuneam și la începutul emisiunii, noi penticostalii credem în continuarea manifestării darurilor spirituale ale Duhului Sfânt și în ceea ce numim noi experiența botezului cu Duhul Sfânt, care, repet, e o expresie folosită de toți, dar cu sensuri diferite. Noi avem o înțelegere specifică asupra acestei experiențe. Evident, în ceea ce privește identitatea spirituală penticostală, aș îndrăzni să spun și românească, pentru că un lucru iarăși interesant, izolarea adusă de regimul comunist, da, de zeci de ani, ne-a făcut să ne dezvoltăm oarecum diferit. Și în contextul ortodox în care ne-am născut și ne-am dezvoltat, a făcut ca spiritualitatea penticostală românească să fie puțin diferită sau pe alocuri chiar foarte diferită de spiritualitatea penticostală americană, de exemplu, sau din sudul global, acolo unde avem manifestări mai exuberante. Românii de obicei plâng când se bucură, americanii sau cei din sudul global poate bat din palme, nu știu, dansează dansul sfânt și alte chestiuni cu care noi nu ne identificăm, nu sunt specificul nostru. Însă alte elemente ar fi încrederea privind vindecarea divină, care este și pentru astăzi, rugăciunea pentru bolnavi cu ungerea cu un de lemn, în vederea vindecării, conform textului din Epistola lui Iacov, actul punerii mâinilor în vederea binecuvântării, actele de cult, s-ar putea și aici să avem mici diferențe față de alți evanghelici. De exemplu, avem actul de cult al spălării picioarelor, uneori asociat cu cina Domnului, alteori cu joia mare, dar se practică în cele mai multe biserici penticostale. Și apoi etosul în sine, rugăciunea în comun este o chestiune specifică, nu știu dacă este doar mișcării penticostale, astăzi sunt foarte multe biserici libere care practică așa ceva, dar acestea sunt doar câteva elemente de spiritualitate penticostală românească. Și în ce aspect ați deschis o ușă aici? Atunci îmi permit să întreb ce aspect cumva diferă mișcarea penticostală de România de celelalte mișcări penticostale la nivel mondial. Da, cred că accentul cade doar în zona asta manifestării, da, mai ales în timpul, să zic, slujbei de la biserică. Noi suntem puțin mai nu mai închiși, n-aș folosi acest termen, însă mai rezervați în a ne exprima foarte suberant bucuria în Duhul Sfânt. Țin minte că traduceam la un moment dat un profesor de la Pentecostal Seminary din Cleveland, Tennessee, o școală cu care avem relații foarte bune, și respectivul profesor și pastor în același timp era destul de stresat, aș putea spune, detimorat de faptul că studenții de la capela Institutului Teologic Pentecostal nu răspundeau cum s-ar fi așteptat, cu Preach It Brother, cu Aleluia, cu încurajări foarte zgomotoase. Dar erau toți foarte atenți
Și el se foia așa destul de inconfortabil și la urmă era foarte dezamăgit de predica lui. Probabil și imagina că a fost o predică foarte proastă, în realitate fusese o predică excelentă. Și i-am spus că noi ne manifestăm diferit. Studenții au fost foarte atenți și au luat notițe, au fost atenți la mesaj și am spus, noi când ne bucurăm, eventual mai și plângem, da? Dacă e cazul, dar nu ne manifestăm zgomotos. Și din cauza asta avem aici o chestiune interesantă, românii plecați în diaspora, nu prea se pot integra în bisericile penticostale de acolo. De obicei își fac comunități proprii. Aici ține și de păstrarea culturii române, avem mai multe motive, dar și pentru felul de manifestare. Ați menționat câteva elemente din specificul mișcării penticostale. Mă refer și la cele doctrinare. Ați menționat despre botezul cu Duhul Sfânt. Ce dar, puteți să le spuneți despre... Despre această experiență? În înțelegerea mișcării penticostale. În înțelegerea mișcării penticostale, da. Se deschide o cutie a Pandorei, mă tem, și am putea să... Sumar. Foarte sumar. Încerc. Da, în înțelegerea penticostală, această experiență este ulterioară convertirii și nașterii din nou și nu are o importanță, să spun, în vederea mântuirii. Sau cel puțin nu în primul rând, nu e pentru mântuire. Mântuirea este prin credința în Hristos, prin încheierea legământului în apa botezului. Aici vorbim aceeași limbă. Diferența constă în faptul că noi considerăm că această experiență este una ulterioară, cum spuneam, nașterii din nou, și vizează împuternicirea pentru slujire. Împuternicirea credinciosului pentru slujire, abilitarea lui, hăruirea lui cu daruri spirituale necesare zidirii bisericii și misiunii și așa mai departe. Deci asta ar fi, să spun, o definiție, dacă aș putea să o numesc așa, a experienței botezului cu Duhul Sfânt. Este o experiență ulterioară nașterii din nou, care nu arată prea multe nici măcar despre maturitatea credinciosului. Nu vorbim despre intrarea într-un club select al celor care au experiența versus cei care nu au. Că și între penticostali sunt credincioși care încă n-au experimentat așa ceva. Este vorba de botezul cu Duhul Sfânt cu semnul exterior al vorbirii în alte limbi. Însă, cum spuneam, această experiență o avem în vederea împuternicirii pentru slujire și nici de cum pentru a fi un fel de credincioși de prim rang și credincioși de rang secund. Nu. Cam asta ar fi diferența, probabil, în timp ce în alte tradiții creștine, din ce înțeleg, evanghelice, experiența asta a primirii Duhului Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, este legată, de fapt, de momentele acelea ale, să zic, întoarcerii la Dumnezeu, convertire, naștere din nou, putem să poziționăm diferit. Aici nu vreau să insist prea mult în direcția asta, dar un lucru interesant pe care l-a spus este că pot să fie în Biserica Penticostală și oameni care nu au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Ei sunt considerați penticostali, să spunem așa, direct? Sau? Da, ei sunt penticostali prin convingere. Vă spuneam mai la începutul emisiunii că aveam înainte de 1920 credincioși penticostali care nu erau asumați doctrinar, să spun așa, nu se identificau cu doctrina penticostală, nici nu aveam ceva foarte concret atunci, ci aveau experiența penticostală. Ei bine, aici avem reversul într-un fel, și anume acelor care înțeleg importanța, care se bucură de darurile pe care alți credincioși le manifestă și înspre zidirea lor spirituală, care cred cu tărie că darurile Duhului Sfânt sunt și pentru astăzi, dar care înțeleg că Duhul Sfânt este suveran să împartă după cum voiește. Și atunci, poate că uneori au fost și mici excese în încercarea de a determina într-un fel, da, această experiență, au fost cu siguranță și abuzuri, sunt conștient de asta, dar nu acesta este idealul. Idealul este să aștepți în tăcere, să te pregătești, să-ți curățești viața, să înțelegi scopul că este pentru slujire și cred că Dumnezeu este deschis să ne înzestreze cu daruri care până la urmă ne ajută să facem tocmai lucrarea pe care El ne-a încredințat-o. Am mers spre doctrina cu Duhul Sfânt pentru că e centrală mișcării penticostale. Cei care doriți să știți mai multe puteți citi cartea, acolo sunt diferite aspecte luate în discuție, postul, închinarea, predicarea, vindecarea, actele punere mâinilor, actele de cult, spiritualitatea penticostală. Ați vorbit și aici în această lucrare și despre misiune, despre etica mișcării penticostale. Legat de actele de cult, ați amintit unul dintre ele, dar dacă ați putea să ne spuneți
câteva acte de cult pe care Biserica Pentecostală le are. Da. În centru se află, bineînțeles, cina Domnului și botezul. Sunt acte de cult, să zic, de căpătii, dar pe lângă acestea avem, cum spuneam, acest act al spălării picioarelor. Acesta, de fapt, a fost și un punct de divergență între grupările de la început. Unii nu l-acceptau ca act de cult, altele l-acceptau și din cauza asta nu prea s-au înțeles. În urmare, acest act de cult este cumva lăsat la latitudinea bisericilor locale, nu se impune niciun fel, dar, cum spuneam, mulți credincioși îl practică. Apoi avem cununia religioasă, este considerată tot act de cult, binecuvântarea copiilor, ungerea cu un de lemn a bolnavilor, asta cred că este iarăși specific penticostală, și ordinarea slujitorilor bisericii. Astea ar fi actele de cult practicate. Și cum a spus, să există totuși o, să zic, o zonă în care de acceptare, chiar dacă o biserică locală nu vrea să practice spălarea picioarelor sau m-aș îndoie că ungerea, cred că e prezentă... Aceea este comună. Da. O altă diferență ține de folosirea pâinii dospite sau azimei la cina Domnului. De exemplu, eu vin din zona Moldovei, din județul Botoșani, și la noi nu se practica, sau mă rog, cina Domnului, mod normal, se lua cu pâine dospită, în Ardeal, în sud, se ia cu azimă, cu vin sau must și, de asemenea, cu spălarea picioarelor. Erau câteva diferențe. Zona Bucovinei, în general, era diferită de restul. Dar nu se fac presiuni și asta tocmai pentru că penticostalismul este o mișcare, de aia se și numește mișcare. Noi suntem o biserică penticostală, dar ceea ce ne unește, cum spuneam, în primul rând, sunt chestiuni de doctrină, evident, și experiența de tip penticostal. Aceste mici diferențe istorice, să spun, sunt lăsate acolo și poate într-o zi va exista maturitatea necesară să fie discutate și acceptate, dar nu-mi imaginez ca o biserică ce n-a practicat niciodată sau care dimpotrivă a practicat acestea din totdeauna va lua decizia de a nu mai face lucrurile respective și consider oricum că sunt chestiuni de divergență minore, nesemnificative. Eu am avut situații în care am mers în biserici din Ardeal unde se făcea spălarea picioarelor și am făcut-o, deși nu o făcusem la mine în Moldova și n-am pățit nimic. Da? Și alții care au venit la cină la noi și n-au făcut actul acesta de cult, n-au simțit că le lipsește numai decât ceva. Deci există armonie, înțelegere la acest capitol. Aș vrea să vorbim puțin despre structura, foarte sumar despre structura cultului pentecostal, așa cum arată ea astăzi, că și aici înțeleg din ceea ce ați prezentat că a fost o evoluție, au fost diferite mișcări care s-au adunat și au constituit un singur cult. Cum este organizat cultul pentecostal? Da, dacă vorbim despre organizarea, să zic, centrală, despre conducerea cultului pentecostal, acolo avem, pe de o parte, adunarea generală, formată din toți slujitorii, ordinați, toți pastorii și din delegația ai bisericilor. Avem adunări generale elective, cum se întâmplă în orice organizație, sau adunări generale anuale. Apoi avem Consiliul Bisericesc, format din 20 și ceva, nu vreau să greșesc, îmi scap acum numărul. Acești frați pastori sunt, pe de-o parte, președinții comunităților regionale pe care le avem și apoi, la fel, delegați în funcție de numărul de credincioși dintr-o comunitate. Avem un anumit număr de delegați în Consiliul Bisericesc. Apoi avem Comitetul Executiv, format, e o structură mai mică, care pune practic în aplicare deciziile Consiliului Bisericesc și care, fiecare structură are anumite, un job Rolul description. Da, exact. Și în cele din urmă, la vârf ar fi biroul permanent, format din președinte, vicepreședinte și secretarul cultului. Este biroul de zi care, practic, gestionează lucrurile curente la nivelul central al cultului, reprezentarea cultului și toate celelalte chestiuni, relația cu autoritățile și toate celelalte lucruri. Iar la nivel național, să spun, avem bisericile locale, care au autonomie, dar în același timp sunt parte a unor structuri numite comunități regionale, penticostale, iar acestea au la rândul lor o conducere, președinte, vicepreședinte, secretar și un comitet, evident, de conducere, astfel încât problemele eventuale, deciziile se iau la nivel regional și abia apoi la nivel central atunci când se impune lucrul acesta. Aș vrea să abordăm puțin misiunea. Misiunea în înțelegerea bisericilor penticostale. Cum înțelege Biserica Penticostală misiunea? Ce face în direcția misiunii și
Da, Biserica Pentecostală a avut o creștere, să zic, spectaculoasă, fără să fie numai decât implicată zeci de ani așa de zile, fără să fie implicată formal, să aibă o structură anume de misiune, de la om la om, prin biserici locale, știm cum funcționează lucrurile. Ei bine, după anul 2005 s-a înființat o agenție pentecostală de misiune externă, o organizație care acum este partea cultului, câțiva ani de zile la început nu a fost, și care adună cumva eforturile în zona evangelizării externe. România avea foarte mulți credincioși, resurse deja foarte multe și totuși nu avea misionari trimiși de către mișcarea pentecostală, ci pentecostalii care activau ca misionari externi mergeau prin alte organizații internaționale. În urmare s-au pus bazele acestei organizații, care astăzi are, nu știu, probabil 60 de misionari români susținuți prin această organizație de către credincioșii pentecostali și care sunt împrășteați practic pe tot câmpul de misiune. Și de asemenea, acum câțiva ani s-a înființat o altă organizație intitulată Alianța pentru Răspândirea Evangheliei Acasă, AREA, acronimul AREA, care își propune să facă oarecum același lucru, dar la nivel local, național. În urmare, știind că avem anumite zone foarte prost acoperite, evanghelic în general, nu ne interesează să ne implicăm acolo unde sunt numai de biserici evanghelice în orașe, în comune mari, ci am luat ca target, așa inițial, orașele, în primul rând, și apoi comunele mari, care n-au deloc prezență evanghelică. Și sunt misionari care sunt pregătiți și apoi trimiși pe câmpul de misiune și susținuți financiar, bineînțeles. Ei sunt misionari, chiar dacă în țara noastră, în Oltenia, în Dobrogea și în alte locuri, nu doar acolo. Se fac conferințe naționale de misiune, atât internă cât și externă. Există și un centru român de studii transculturale, undeva la Gigea, care pregătește viitorii misionari externi. Ei când pleacă de aici, nu pleacă doar cu bucuria de a sluji, ci pleacă înțelegând foarte bine cultura locală în care se vor integra, înțelegând foarte bine principiile de bază creștine și cum se face misiune. Deci există o pregătire temeinică a misionarilor care apoi sunt trimiși, unii pe termen mediu, alții pe termen scurt și, bineînțeles, mulți pe termen lung. Am avut bucuria să cunosc pe cei care au înființat Agenția Pentecostală de Misiune, pe unii dintre ei, mișcarea acum de răspândire a Evangheliei în acasă. Pastorul Vasilică Croitoru și Ghiță Rețișan, am slujit o perioadă în acea zonă, în Constanța, da. Și centru de misiune transculturală foarte bine organizat și de mult timp slujește și pregătește lucrători acolo. Dacă ar fi să ne uităm la educație, da. Ce ne puteți spune despre educația creștină, teologică, în cultul pentecostal? Da, la nivel universitar, să încep cu asta, pentru că sunt reprezentant aici în emisiunea Institutului, avem Institutul Teologic Pentecostal, care pregătește viitorii slujitori ai bisericii, deci avem teologie pastorală și avem și un program de masterat în teologie aplicată acum. Apoi avem, dar despre institut s-a mai vorbit și cu alte ocazii, nu vreau să dau prea multe detalii. Apoi avem o secție de teologie didactică la Arad, în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Acel program pregătește viitorii profesori de religie din școlile românești. Avem de asemenea în spațiul acesta preuniversitar, avem licee, școli, grădinițe, deci de la grădiniță până la liceu avem astfel de școli pentecostale care oferă educație nu doar credincioșilor, copiilor credincioșilor pentecostali, ci tuturor celor care se înscriu la aceste școli. Sunt școli bune în general, avem rezultate extraordinare. Dau un exemplu, Liceul Philadelphia la Suceava, promovabilitatea la bacalaureat de 100% ani la rând. Deci sunt școli deja de prestigiu. Același lucru putem să spunem despre liceele din Timișoara, Cluj, din Bistrița și așa mai departe. Avem și în Baia Mare. Deci vreo 9 licee, dacă nu mă înșel, pentecostale sunt la ora actuală. Unul este și în București, cred că merge și el destul de bine. Am avut colegi la facultate care au terminat acest sau care au absolvit acest liceu. Așadar, există educație la orice nivel. Evident,
De asemenea, avem religia în școli, împreună cu celelalte culte evanghelice, se predă. După Revoluție s-a dezvoltat mult, cred că, aceste școli, având în vedere că atât pentru Biserica Pentecostală, cât și pentru Biserica Baptistă și celelalte culte evanghelice, era imposibil de a dezvolta acest lucru și institutul s-a dezvoltat foarte mult și ați fost preocupați de dezvoltarea educației teologice. Cum este privită relația cu credincioșii români pentecostali din Europa, din diaspora? Da. Ce relație este acolo și cum se dezvoltă lucrarea românilor pentecostali în Europa? Români din afară, da. Da. Relațiile sunt foarte bune, iar în cazul celor mai mult, în cazul multora dintre ei, practic sunt relații frățești și la nivel instituțional. În sensul că avem câteva comunități teritoriale, sunt ele numite, în Europa, comunitatea de Italia, comunitatea de Spania, comunitatea de Nord-Vest, așa, comunități care sunt compuse din biserici pentecostale românești. Deci acele biserici sunt practic parte a cultului creștin pentecostal de acasă, din România. Reprezentanții lor sunt membri ai Consiliului Bisericesc de acasă și așa mai departe. Sunt însă și situații în care credincioșii pentecostali au format biserici pentecostale românești, dar s-au alipit de organizații pentecostale locale. În Austria, de exemplu, avem organizația Gemeinde Gottes, Biserica sau Adunarea lui Dumnezeu, însă păstrăm relații foarte, foarte bune. Spre exemplu, noi, Institutul Teologic Pentecostal, avem anumite cursuri de instruire pentru slujitorii din diaspora și avem și în Austria și în alte țări din Europa. Nu sunt cursuri universitare, dar sunt cursuri de instruire a slujitorilor locali. Apoi pastorii se invită reciproc, participăm la conferințe organizate de ei sau ei participă la cele organizate de noi. Așadar, relațiile sunt foarte calde. La fel se întâmplă și cu credincioșii din state, din Statele Unite ale Americii. Acolo avem strict organizații, să zic, locale. Există, de exemplu, o organizație asociată cu Church of God, una dintre cele două mari organizații internaționale pentecostale, altă organizație asociată cu Assemblies of God, dar și între ele există comuniune foarte bună. Au doar formal structuri diferite de conducere, însă există legături bune între ele și între ele și noi, cu cei de aici. Așadar, relațiile sunt, aș zice, extraordinare. Deci există două tipuri de relații cu bisericile pentecostale din afara țării, unele care sunt parte a comunităților care sunt teritoriale, care sunt parte a cultului pentecostal din România și organizații românești din afara țării pentecostale cu români care sunt într-o relație de colaborare frățească cu bisericile baptiste și cu cele baptiste dar cu cele obișnuit de acasă, cu bisericile baptiste. Da. Care este relația cu organizațiile internaționale? Cum se poziționează cultul creștin pentecostal din România față de celelalte organizații pentecostale internaționale? Da. Avem o legătură foarte strânsă la nivel european, în Pentecostal European Fellowship, Părtășia Europeană Pentecostală, se cheamă organizația aceasta. În bordul de conducere au fost întotdeauna și români, sau cel puțin după 90, când posibilitățile s-au multiplicat. Deci avem legături cu PEF, cum îi spunem noi, dar legături poate chiar mai strânse avem cu Church of God, cu care ne identificăm și doctrinar foarte mult, din Statele Unite, cu sediul în Cleveland, Tennessee, și de asemenea și cu Assemblies of God. Nu e foarte clar dacă primul misionar american, român-american, e revendicat și de Assemblies of God și de Church of God, dar noi avem relații și protocoale de colaborare cu ambele organizații. Cu Church of God avem inclusiv la nivel educațional un protocol de colaborare între institutul de aici și cel din Cleveland, cu schimb de experiență, am avut profesori de acolo, posibilitatea ca profesori de aici să meargă în stagii de cercetare în state. Deci sunt legături foarte bune, deși avem autonomie deplină, deci nu dăm socoteală, să spunem, ca instituție unei alte instituții din afară, ci doar relații de frățietate, nu relație părinte-fică. Cum vedeți viitorul mișcării pentecostale în România?
Prin ochii credinței îl văd destul de bine, dar sunt conștient că probabil există și lucruri care încă trebuie îmbunătățite, probabil o deschidere mai mare către, știu eu, societate, către înțelegerea lumii în care trăim, așa cum este ea. Din fericire avem în zona lucrului cu tineretul, avem acțiuni, strategii de integrare a lor, de înțelegere a lor, deci lucrurile funcționează, sistemul, să zic, funcționează. Și cred că atâta vreme cât noi înșine ne rămânem credincioși chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, El rămâne credincios și lucrurile vor continua de maniera asta. Din fericire aș zice că lucrurile sunt mai, într-un fel mai ușoare decât acum mai mulți ani de zile, inclusiv în ceea ce privește relațiile cu alte, cu alți credincioși evanghelici. Avem proiecte comune, biserici evanghelice din o anumită zonă care se unesc pentru evangelizare, pentru diferite proiecte sociale. Așadar, prin credință, cum spuneam, cred că există un viitor, numai că asta ține, cum spuneam, de noi, de credincioșia noastră, de felul în care ne vom îndeplini misiunea. Ce credeți că îi face pe tineri să rămână în bisericile pentecostale, crescuți în familiile credincioșilor pentecostali, să rămână în biserică, și să unii chiar tineri din afara bisericii pentecostale să vină în bisericile pentecostale? Că tot ați vorbit despre biserică și societate. Da, cred că aici contează foarte mult. Bine, pentru că tinerii care rămân în biserică, cei care nu pleacă și care, culmea, astăzi parcă sunt o excepție, din păcate, foarte mulți tineri care părăsesc poate temporar biserica și nu doar biserica pentecostală, probabil se întâmplă la nivel evanghelic lucrul ăsta. Cauzele ar fi multiple, nu sunt eu specialist în domeniul ăsta, probabil că, nu știu, spațiul legalist în care au crescut sau o mai puțină atenție care li s-a acordat în sensul de a ajuta să-și înțeleagă credința, să o interiorizeze. Dar dacă ne referim la cei care rămân, probabil că, evident, toți rămân prin Harul lui Hristos, sunt cei care probabil au înțeles Evanghelia și nu s-ar depărta orice ar fi. Și probabil că aici contează mult și zona experienței, da? Nu doar că în familie, mai ales dacă acei tineri sunt la a treia generație, să zic, poate a patra generație de pentecostal, nu doar acele experiențe supranaturale care există în fiecare familie pentecostală cu tradiții. Cred că nu există una care să nu poată să aibă astfel de experiențe de povestit copilor și nepoților, dar sunt și experiențe pe care ei înșiși le trăiesc și cred că asta îi ajută ca și în momentele poate de îndoială, momentele mai grele, să rămână cumva fermi încredințați în Hristos, știind că au experimentat, deci nu cel mai potrivit termen, pe Dumnezeu. Au avut experiență concretă, reală. Dumnezeu le-a vorbit, Dumnezeu i-a ajutat, i-a atenționat, le-a ieșit înainte într-un cuvânt. Și cred că asta contribuie foarte mult. În ceea ce privește venirea altor tineri, cred că este ca în cazul altor biserici evanghelice. Vorbim aici despre căldura comuniunii, care se manifestă chiar și la întâlnirile de tineret. Este altceva, este o alternativă. Și mulți tineri din afară rămân chiar șocați când realizează că prietenii, colegii lor, pe care îi cunoșteau de o viață, au și viața asta. Din păcate, uneori parcă dublă, paralelă. Și sunt foarte plăcut surprins să o vadă și unii chiar rămân, se atașează. Dar asta, cum spuneam, se întâmplă peste tot. Și sunt, da, și situații în care, efectiv, prin manifestarea darului profetic, unii primesc mesaje concrete despre viața lor și, efectiv, Dumnezeu le este înainte în privința asta. Dau un singur exemplu. Unul dintre verișorii mei este pastor în Italia, în Mansue, și era la predică, dar are și dar de descoperire profetică. Și în timp ce predica, a avut un mesaj profetic pentru o tânără care intrase în biserică și care dorea să se sinucidă. Și a trebuit să întrerupă și să-i spună că Dumnezeu are un plan pentru viața ei și că nu asta este soluția. Evident, ea a venit plângând și a dat seama că Dumnezeu a descoperit taina inimii. A mărturisit că era membra unei biserici evanghelice în țară, dar că se depărtase de Dumnezeu și cumva i-a dat o ultimă șansă, să zic, lui Dumnezeu. Dacă ceea nu se întâmplă, atunci urma să-și pună capăt vieții. A avut loc o recuperare a ei și acum este membra bisericii. Iată, un caz de tânăr plecat din biserică, venit întâmplător într-o biserică și Dumnezeu a ieșit înainte de maniera asta și a fost convinsă să rămână în credință. Dumnezeu i-a dat acea dovadă, deși nu se angajează mereu să ne furnizeze dovezile pe care ni le-am dorit, nu despre asta este vorba, dar în cazul ei Dumnezeu așa a procedat și ea astăzi este membra bisericii. Nu pot să nu pun
o întrebare pe care o pun aproape la toți reprezentanții bisericilor penticostale. Deci să mă aștept la o întrebare grea, să înțeleg. Nu e o întrebare grea. Okay. De ce crezi bisericile penticostale? Da, e foarte interesant. S-au întrebat cei din securitate mulți ani la rând de ce cresc bisericile penticostale. Și au venit cu tot felul de răspunsuri, da, unele chiar poate comice. Dar revenind în zona asta serioasă, de ce cresc bisericile penticostale? Nu putem să spunem decât că este harul lui Dumnezeu. Nu este o strategie, că am împărtășit-o și cu ceilalți colegi, să zic, de slujire din alte medii. N-ar fi numai decât. Dar cred că zona asta a experienței a unui Dumnezeu viu, a unui Dumnezeu care vorbește și care se implică concret, asta face diferența. Mă vulnerabilizez puțin, spuneam, soția mea vine din mediul baptist și am relație foarte bună și cu pastorul ei de acasă, cu care ați fost coleg, înțeleg, în seminar. Și experiența ei, prima experiență pe care a avut-o ea în zona asta, sau cel puțin când Dumnezeu i-a vorbit prin mesaj profetic, a fost copleșitoare pentru ea. A zis, Dumnezeu mi-a vorbit o viață întreagă, prin scriptură, mi-a vorbit prin cum vorbește Dumnezeu, da? Prin predică. Dar ideea de a se opri să-mi vorbească mie personal, și au fost chestiuni concrete, că asta contează foarte mult. Sunt și contrafaceri, sunt și tot felul de falsuri, din păcate, și astea împiedică, dar până la urmă se pare că această lucrare curată, manifestarea curată a harismelor, iată că propășește. Și știu că ea a fost absolut, cum să spun, copleșită și nu se putea opri din plâns, că Dumnezeu s-a oprit în dreptul ei personal să vorbească taina inimii și să o încurajeze foarte mult. Pentru mine, iarăși să continui pe această idee, primele întâlniri cu ea de prietenie au fost teologice. Andreea, soția mea, a citit foarte multă teologie, continuă să o facă, este mai serioasă decât mine la nivelul cititului și cunoștea foarte multe. Și primele noastre întâlniri erau de dezbateri teologice și evident zona asta era atacată cu precădere, pentru că trebuia să explic de ce sunt totuși diferit de ea. Că altminteri credeam la fel, ne simțeam frați fără niciun fel de problemă. Însă ce îi lipsea era tocmai experiența personală și aveam emoții pentru prima experiență de care avea să aibă parte. Din fericire a fost una bună, ok, curată. Și revenind, cred că asta contează foarte mult. În multe cazuri de vindecare, de boli cronice, Dumnezeu a atins inima oamenilor și atunci o familie întreagă s-a întors la Dumnezeu. Mai târziu înțelegând și Scriptura, inițial a fost acea, poate, nu știu, cum să zic, copleșire în fața intervenției divine, dar mai târziu, evident, oamenii aceia l-au înțeles pe Hristos. Și... Lucrarea Duhului Sfânt, care se manifestă și astăzi, ar fi răspunsul, eu aș spune, ca să balancez aici puțin lucrurile, că și baptiștii au experiențe, doar că le interpretează într-un mod diferit aceste experiențe. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și știu că pentru o istorie de 100 de ani a fost destul de scurtă emisiunea și pentru volumul care a fost publicat. Cei care doriți să-l procurați, unde se găsește? Se poate lua și de la editura Pleroma, pe site-ul editurii. Ele se distribuie și prin comunitățile penticostale locale, dar cred că mai simplu este pe site-ul editura Pleroma.ro. Vă mulțumesc pentru această incursiune în istoria celor 100 de ani. Am făcut doar așa, am survolat diferite aspecte ale mișcării penticostale din România și vă doresc să vă binecuvinteze Domnul în slujile pe care le faceți ca și biserici și El să facă ca această lucrare să aducă transformare în România, pentru că de-aia suntem aici, Dumnezeu ne-a lăsat ca și biserici să slujim Evangheliei Lui și oamenii să fie schimbați prin puterea și lucrarea pe care Scriptura, Duhul Sfânt o face în viața celorlalți. Vă mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și ca de fiecare dată suntem gata să aducem înaintea dumneavoastră teme, sperăm, interesante, evenimente din lumea creștină și în special lucrări care au fost publicate în spațiul evanghelic pentru a vă încuraja și pe dumneavoastră să reflectați asupra ceea ce se publică, se distribuie în literatura creștină din țara noastră, în așa fel încât să creștem în cunoștință, dar mai mult să creștem
întrăirea în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere!